Salut, eu sunt Gicu, deci fac un video special despre bananierii care i-am plantat direct în pământ în luna mai, țineți minte. Și bananierii se află în spatele salcii, deci am să vă arăt acum. Hai să vedem că e super de tot. Filmez cam pe soare, dar nu e nimic, nu am timp să filmez seara când nu-i soare și ne uităm că a crescut destul de bine toată vara, deci au crescut frunze foarte mari, lungi și foarte super. Uite ce frunză, uite. Uite, super, a crescut. Mai crește aici o frunză. Aici frunza aceasta a crescut și vântul, taman când creștea frunza, în momentul ăla, vântul era vânt puternic. Și așa a făcut. Asta este normal. Asta unde cresc ei, așa cresc. Parcă seamănă așa un pic așa palmier, așa exotic. E foarte super. Și a crescut un puieț foarte minunat aici. Și uite ce frunze are și acesta deja. A crescut foarte repede în pământ direct. Aici o frunză îngălbenește și încă una aici. Asta este normal. Dar uitați-vă ce de groasă este tulpina. Uite. Deci, eu îl voi scoate peste o lună aproximativ sau mai devreme. Îl voi pune în ghiveci și vom vedea cum va rezista el, va încăpea în ghiveci. Cred că nu are mare rădăcină. Pe ăsta îl voi separa. Dacă doriți, scrieți în comentarii să fac un video cum să separăm puieții de banan. Uite ce tulpină, frumoasă, super. Și deci vom vedea. Acum știi cum separăm, cu hârlețul. Deci dacă doriți, pot să fac un video. Și uite cum arată acest puiete. Foarte super. Uite. Hai și la a doilea. Acesta este a doilea. Este mai slab ca primul, dar oricum e frumos. Deci asta în schimb are mulți puieți. Are 4 puieți jos acolo. Dacă observăm. Un așa un pic mai mare. Și aici mi-te unul aici, acolo unul. Și în partea asta unul. Bun. Și îi voi separa. Pe acesta îl voi separa. Și am mai avut încă un puieț, iată așa era de mare, l-am separat și l-am plantat în altă parte și vă voi arăta. Dar așa arată bine și acesta. Nu s-a dezvoltat așa mult pentru că e în plin soare și lor le place mai mult umbră și umezeală așa un pic. Aer uscat nu prea le place. Hai să vă arăt unde am plantat puieții. Am plantat unul aici și este foarte frumos. Are umbră și umezeală și arată drăguț, uite cum este. Când l-am plantat, s-au uscat două frunze, căci l-am separat și le voi tăia. Uite, două frunze, chiar trei frunze, uite, trei frunze s-au uscat, dar au început a crește altele, frumoase, super. Și hai să vă arăt și alt puiete. Acesta, l-am separat de mic, mic, mic și a crescut aici foarte frumos. Uite ce de frumos a crescut. Și am separat încă unul foarte, foarte mic și s-a prins. Dar nu va reuși să crească mult. Uite cum este de mic. Deci, încă nu a reușit să crească încă nicio frunză, dar e verde. Acest banan, peste o lună, eu probabil îl voi scoate și nu mai el pe toți. Și îl voi pune în casă, dar dacă va fi prea mare pentru a-l pune în camera mea, îl voi pune în subsol. La mine în subsol sunt 12 grade și rezistă. Deci dacă în camera mea a fost odată la mine 8 grade și a rezistat, de ce să nu reziste la 12 grade în subsol? Și îl voi pune în pământ acolo și îi voi tăia frunzele dacă va fi necesar. Deci vom vedea. Îl voi păstra acolo la iarnă, în caz de ceva. Și vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și ne vedem data viitoare. Ciao!